Povestea micului dejun pe care îl iei singur, prânzul pe care îl împarți cu prietenii și cina pe care o dai dușmanilor se pare că este foarte adevărată. De ce este atât de important să nu sărim peste micul dejun? Aflăm chiar acum. În primul rând, micul dejun, din punctul meu de vedere și al colegilor mei, este cea mai importantă masă a zilei. Ea este masa care ne asigură suportul energetic pentru întreaga zi. Cu cât micul dejun este mai consistent și mâncăm cât mai echilibrat cu carbohidrați, proteine și și lipide, cu atât energia ne va ajunge pentru tot parcursul zilei, astfel încât să nu facem greșeli importante, în special în cursul serii. Că asta se întâmplă la majoritatea pacienților cu probleme de greutate. Trăind într-o lume în care stresul și timpul nu ne permite să ne alocăm mai mult timp nouă, atunci e simplu dimineața să ne bem cafeaua, la birou să ciugulim diverse lucruri pe tot parcursul zilei, dar fără să ne dăm seama despre acest lucru, iar seara să fie masa cea mai importantă a zilei. Oriunde, nu știu sau nu am văzut pe absolut nimeni noaptea când se duce la culcare să dea din picioare ca să consume acel surplus de alimente pe care îl consumă în timpul serii. De aceea sfatul meu este micul dejun să fie cât mai copios, pe românește, da? Cât mai echilibrat, astfel încât să ne asigure un necesar caloric și energetic pe întreaga zi. Be smart. Be cool. Be fresh. Be FM.